Salut și bine ați revenit la o nouă lecție de biologie. Continuăm astăzi cu analizatorii și vom vorbi despre analizatorul vizual. Va fi o lecție lungă, motiv pentru care o voi împărți în două sau trei videoclipuri. În lecția de astăzi vom vorbi despre structura analizatorului vizual, deci mai exact despre anatomia ochiului, urmând ca despre funcții să vorbim în videourile viitoare și sper că voi reuși să scot unul din aceste video în cursul acestei săptămâni. Bun. Haideți să începem. Analizatorul vizual. Ni se spune în carte că vederea furnizează peste 90% din informațiile asupra mediului înconjurător. De aceea are o importanță fiziologică considerabilă, nu numai în diferențierea luminozității formei și culorii obiectelor, dar și în orientarea în spațiu, menținerea echilibrului și a tonusului cortical, adică atenția. Deci rețineți aceste funcții ale analizatorului vizual. Avem o dată percepția luminii ca funcție principală, iar ca funcții secundare avem orientare în spațiu, menținerea echilibrului și menținerea atenției, adică a tonusului cortical. Globul ocular are formă aproximativ sferică și este situat în orbită. Deci, peretele globului ocular este format din trei tunici concentrice. Trei tunici, adică trei straturi, trei foițe. Și avem tunica externă, medie și internă. Și mai este format din medii refringente. Medii refringente înseamnă medii care permit trecerea luminii. Deci vom avea anumite structuri anatomice în ochi care vor permite trecerea luminii prin ele. Deci rețineți, globul ocular este format din trei tunici concentrice și din medii refringente. Și vom începe cu tunica externă. Ne uităm pe această imagine, aici este o imagine din atlasul Netter. Avem aici globul ocular. Tunica externă, deci prima foiță, este formată din sclerotică, observăm aici, este acest prim strat, sclerotica, și din cornee, cornee care este dispusă anterior. Despre sclerotică, ea ocupă cea mai mare parte a tunicii externe. Deci tunica externă este formată în cea mai mare parte din sclerotică. Ni se spune și în carte, 5 pe 6 din tunica externă este formată din sclerotică. Pe această sclerotică se prind mușchii extrinseci ai globului ocular. Amintiți-vă când am făcut nervii cranieni, am spus că globul ocular are 6 mușchi extrinseci. Îi observăm pe această imagine. Acești 6 mușchi extrinseci se vor insera pe sclerotică, deci se vor prinde de ea. Tot despre sclerotică este important să știți că ea este perforată posterior. Observați aici pe această imagine că ea este întreruptă. Se termină aici și începe din nou aici. Prin această perforație va ieși nervul optic, acesta cu galben de aici, și va intra artera care hrănește globul ocular, aceasta aici făcută cu roșu. Bun. Despre cornee. Ea reprezintă partea anterioară a tunicii externe, observăm aici. Este transparentă și nu prezintă vase de sânge. Rețineți, acest lucru este foarte important. Nu are vase de sânge, dar are foarte multe fibre nervoase, deci este bine inervată. Bun, deci tunica externă, rețineți, formată din cornee în partea anterioară și din sclerotică, tunica externă fiind o tunică fibroasă. Continuăm apoi cu tunica medie. Tunica medie este vasculară, adică prezintă vase de sânge și are trei segmente care dinspre posterior spre anterior sunt coroida, corpul ciliar și irisul. Începem cu coroida. Coroida este acel strat care se dispune pe fața internă a scleroticii. Observăm și pe această imagine, avem aici primul strat, acesta de aici este sclerotica, iar al doilea strat, acesta reprezentat cu un mov roz, este de fapt coroida. Și observația se întinde până în partea anterioară a globului ocular, acolo unde va fi separată de corpul ciliar prin ora serata. Ora serata este practic aici o zonă care va delimita corpul ciliar de coroidă. Coroida este și ea perforată posterior, la fel ca și sclerotica, și este perforată exact în aceeași zonă în care este perforată și sclerotica. Observați, coroida se termină aici și începe din nou în această parte.
Prin această perforație, evident, va ieși nervul optic, acesta cu galben, și va intra artera care va hrăni globul ocular, aceasta desenată aici cu roșu. Bun. Corpul ciliar se află înaintea orei serata, deci da, cum am spus, ora serata am spus separă corpul ciliar de coroidă, deci posterior de ora serata avem coroida aici și anterior de ora serata care este aici, este de fapt un fel de margine dințată, cum îi spune și aici, un fel de zonă care prezintă niște striații, niște creponații, dacă vreți să-i spunem așa. Și anterior de ora serata avem aici corpul ciliar. Corpul ciliar este format din mușchiul ciliar și procesele ciliare. Rețineți acest lucru. Și haideți să ne uităm aici pe această imagine unde se observă foarte bine corpul ciliar. Avem aici cornea, da? Avem aici cristalinul și avem aici corpul ciliar. Tot acesta de aici reprezintă corpul ciliar. Și am spus că este format odată din procese ciliare. Procesele ciliare sunt acestea care le vedeți aici desenate și care sunt de fapt aglomerări capilare care secretă umoarea apoasă. Deci, procesele ciliare sunt practic niște capilare, sunt niște adunături, niște grămezi de capilare, un ghem de capilare. Și aceste procese ciliare, deci aceste capilare, vor secreta umoarea apoasă. Despre umoarea apoasă urmează să vorbim la mediile refringente. A doua componentă a corpului ciliar este mușchiul ciliar. Mușchiul ciliar îl observăm, este tot acesta de aici. Este un mușchi neted și are două tipuri de fibre. Se observă și pe această imagine. Sunt două porțiuni diferite ale acestui mușchi ciliar. Și avem odată fibre circulare, acestea de aici, observați, au o formă aproximativ rotundă și care sunt inervate de parasimpatic. Rețineți acest lucru. Fibrele circulare ale mușchiului ciliar sunt inervate de parasimpatic, în timp ce fibrele radiare, acestea de aici, observați, au această formă alungită, sunt inervate de simpatic. Rețineți acest lucru. Observați că de acest proces ciliar se prind niște ligamente, acestea de aici, aceste dungi cu alb. Aceste ligamente, observați, vin de la corpul ciliar până la cristalin. Este foarte important, nu se menționează aici la partea de structura globului ocular, dar ne vom întâlni cu aceste ligamente un pic mai târziu în lecție când vom vorbi despre funcții. Deci, de corpul ciliar se prind niște ligamente care le numim ligamentele suspensoare ale cristalinului și care vor face legătura între corpul ciliar și cristalin. Și mai exact vor face legătura între mușchiul ciliar și cristalin, ca să fim mai exact. Trecem mai departe. Cea de-a treia componentă a tunicii medii este irisul. Irisul îl avem aici pe imagine și reprezintă de fapt acea parte colorată a ochiului. Deci când ziceam ai ochii verzi, căprui negri, ne referim de fapt la iris. Irisul este o diafragmă pe fața anterioară a cristalinului, deci el se află anterior de cristalin. Observăm aici avem cristalinul și anterior de el avem irisul. Irisul prezintă în mijloc un orificiu pe care îl numim pupilă. Pupila este această zonă de aici, observați, unde nu există iris. Practic, pupila este o gaură în iris. Iarăși, despre iris este foarte important să știți că el prezintă un mușchi multiunitar. Amintiți-vă când am vorbit despre țesuturi, am vorbit despre mușchiul multiunitar al irisului. Din nou ne vom întâlni cu aceste noțiuni mai târziu în lecție când vom face funcțiile analizatorului vizual. Și observăm pe această imagine, această zonă de aici este practic o secțiune prin iris, da? Și observăm aceste fibre musculare aici, aici. Din nou, irisul are și el două tipuri de fibre musculare, exact ca și mușchiul ciliar. Avem fibre circulare și radiare. Deci, mușchiul ciliar are fibre circulare și radiare, irisul are și el fibre circulare și radiare.
Mușchiul irisului este un mușchi neted și îl numim mușchiul multiunitar al irisului. Rolul acestui mușchi va fi în mărirea sau micșorarea pupilei. Deci faptul că pupila se mărește sau se micșorează se datorează acestui mușchi din iris. Și vom vedea mai târziu la funcții cum se realizează acest lucru. Rolul irisului, cum am spus, este să regleze cantitatea de lumină ce sosește la retină și asta se realizează prin mărirea sau micșorarea pupilei. Deci, rețineți, tunica medie are trei componente. Avem o dată coroida, aici situată pe fața anterioară a scleroticii. Avem apoi corpul ciliar, care este separat de coroidă prin ora serata. Despre corpul ciliar am spus că e format din procese ciliare și mușchiul ciliar și de la el se întind niște ligamente care ajung la cristalin. Iar al treilea component al tunicii medii este irisul, irisul care prezintă în centru pupila și are rolul de a regla cantitatea de lumină care ajunge pe retină. Tunica internă este reprezentată de retină. Observăm, retina este toată această zonă cu galben desenat aici. Și ea se întinde posterior de ora serata. Deci am spus ora serata se află aici și observați că această zonă cu galben începe imediat după ora serata. Retina este o fotosensibilă, adică este sensibilă la lumină și va realiza recepția și transformarea stimulilor luminoși în influx nervos. Bun. Despre retină, ce este important să știți? Că ea este formată din 10 straturi și le observăm aici pe această imagine. În aceste 10 straturi se găsesc 3 feluri de celule funcționale aflate în relații sinaptice. Adică în aceste straturi avem 3 tipuri de celule care vor fi efectiv implicate în percepția luminii. Și aceste celule sunt celule fotoreceptoare cu prelungiri în formă de con și bastonaș, le vedem aici, sunt acestea, sunt practic receptorul, după care urmează celulele bipolare, acestea de aici, și avem apoi celulele multipolare, cele cu galben. Printre aceste 3 tipuri de celule funcționale, se mai găsesc celule cu rol de susținere și de asociație. Bun, deci haideți să ne uităm un pic pe această imagine. Observăm aici, avem 10 straturi ale retinei. Ce este important să înțelegeți? Observați direcția din care vine lumina. Avem aici indicată lumina. Observați că pentru a ajunge la celulele receptoare, care sunt acestea de aici, lumina trebuie să străbată toate straturile retinei. Deci lumina nu va ajunge direct pe celulele receptoare, ea trebuie să treacă de toate straturile retinei. Este foarte, foarte important să știți acest lucru, că straturile retinei nu încep cu celulele cu con și cu bastonaș. Straturile retinei vor începe efectiv cu membrana limitantă internă, urmată de fibre ale nervului optic, celule multipolare, etc. Și că celulele fotoreceptoare, cele cu con și bastonaș, se află de-abia printre ultimele straturi ale retinei. Deci lumina va străbate toate aceste straturi până să ajungă la celulele receptoare. Și haideți să o luăm cu începutul. Cele 10 straturi ale retinei și observăm, primul strat este membrana limitantă internă, este desenat aici punctat. Al doilea strat sunt fibrele nervului optic, da? Deci le vedem aici, fibrele nervului optic sunt formate din axonii celulelor multipolare sau ganglionare. Aceste celule multipolare sunt de fapt neuroni multipolari, da? Al căror axoni formează nervul optic. Urmează apoi celule amacrine. Aceste celule amacrine aici desenate cu albastru fac parte din acele celule cu rol de susținere și de asociație. Următorul strat este format din celulele bipolare. Observăm, sunt acestea de aici, sunt practic neuroni bipolari care au o dendrită aici și un axon. Da? Următorul strat avem celule orizontale, observăm aceasta de aici, care și ea face parte din celulele de susținere și asociație. Urmează apoi celulele fotoreceptoare. Și avem primele, cele cu conuri, observați aici, are o prelungire în formă de con, o prelungire scurtă și în formă de con.
și avem apoi celulele cu bastonaș care au o prelungire lungă în formă de bastonaș. Aceste celule fotoreceptoare sunt și ele de fapt neuroni, a căror dendrită este modificată. Unele dendrite au formă de bastonaș, unele au formă de con. Deci conul și bastonașul este practic un fel de dendrită modificată. După celulele fotoreceptoare, urmează membrana limitantă, aceasta desenată aici punctat, și apoi cel de-al 10-lea strat este stratul pigmentar, acesta cu un fel de galben aici. Sub stratul pigmentar avem coroida și sclerotica. Rețineți, coroida și sclerotica nu fac parte din retină. Ultimul strat care face parte din retină aici este stratul pigmentar. Bun. Cele trei tipuri de celule funcționale din structura retinei sunt odată celulele fotoreceptoare cu bastonaș aici și cu con. Aceste celule fotoreceptoare, prin axonul lor, fac sinapsă cu dendritele celulelor bipolare, adică a neuronilor bipolari. Neuronii bipolari, celulele bipolare, sunt cel de-al doilea tip de celule funcționale din cadrul retinei. Dendrita face sinapsă cu celulele fotoreceptoare cu con și bastonaș, iar axonul va face sinapsă cu celulele multipolare sau ganglionare, care sunt neuroni multipolari, a căror axon va forma nervul optic. Celulele multipolare reprezintă cel de-al treilea tip de celule funcționale ale retinei. Despre celulele cu bastonaș, acestea care au o prelungire lungă în formă de bastonaș, sunt celule nervoase modificate, adică neuroni care au dendrite modificate și sunt în număr de aproximativ 125 de milioane. Rețineți această cifră. Bastonașele sunt adaptate pentru vederea nocturnă la lumină slabă. Deci, noaptea sau când lumina este slabă, sunt celulele cu bastonaș cele care vor recepționa în principal stimuli. Celulele cu conuri, acestea de aici, care au o prelungire scurtă în formă de con, sunt și ele celule nervoase modificate și sunt în număr de 6-7 milioane, deci sunt mult, mult mai puține decât celulele cu bastonaș. Ele vor fi mai numeroase în pata galbenă și mai exact în fovea centralis există numai celule cu conuri, vom vedea unde se află și aceste zone. Rețineți despre ele că sunt adaptate pentru vederea diurnă, colorată și la lumină intensă. Deci ziua sunt celulele cu conuri, cele care vor recepționa în mare parte stimul și la fel ele sunt cele care vor percepe culorile. Un alt lucru important pe care trebuie să-l știți despre retină este că ea are două regiuni importante. Și avem prima regiune, pata galbenă, ea este aici aproximativ, o vedem și pe această imagine, este această zonă colorată cu un fel de galben mai închis la culoare, da? La nivelul petei galbene sau macula lutea, cum se mai numește, se găsesc mai multe celule cu conuri decât celule cu bastonaș. Și asta pentru că pata galbenă va fi în principal adaptată pentru vederea diurnă, deci vederea din timpul zilei. Pata galbenă se și află în dreptul axului vizual. Se observă pe această imagine. Dacă ar fi să trasăm aici o linie orizontală, am vedea că pata galbenă pică chiar pe direcția din care vine lumina. Deci, cea mai mare cantitate de lumină va ajunge din pupilă, trece prin cristalin și va ajunge în mare parte la nivelul petei galbene. În centrul petei galbene, deci în centrul maculei lutea, se află o concavitate. Observați această mică depresiune aici, pe care o numim fovea centralis și care are numai celule cu conuri. Deci fovea centralis va fi zona de maximă percepție a luminii din timpul zilei, a luminii diurne, pentru care numai celule cu conuri care sunt adaptate la lumina diurnă și percep culorile. Cea de-a doua zonă importantă a retinei este pata oarbă, care se află aici aproximativ
Și ea este situată medial și inferior de pata galbenă. Deci avem aici pata galbenă și observați, inferior de ea avem pata oarbă. Pata oarbă reprezintă locul de ieșire a nervului optic din globul ocular și de intrare a arterelor globului ocular. În pata oarbă nu există elemente fotosensibile. Și pe această imagine, dacă ne uităm, pata oarbă ar fi cam aproximativ aici. Este o zonă în care nu există celule fotoreceptoare, deci chiar dacă lumina va ajunge aici, nu se vor percepe impulsuri, deci practic nu va fi recepționat. Și este zona prin care observați, iese nervul optic din globul ocular și vor intra arterele globului ocular. Ok, și ultima parte a acestei lecții este despre mediile refringente. Sunt reprezentate de cornea transparentă, umoarea apoasă, cristalinul și corpul vitros. Deci ce sunt mediile refringente? Sunt practic diferite structuri de la nivelul ochiului care sunt transparente și care permit trecerea luminii prin ele. Prima dintre aceste medii refringente este cornea, despre care am vorbit și care am spus că face parte și din tunica externă. Observăm aici, este transparentă și va permite trecerea luminii. A doua este umoarea apoasă, care este un lichid incolor care se formează printr-o activitate secretorie a proceselor ciliare. Deci am spus că umoarea apoasă este formată de procesele ciliare, adică procesele ciliare secretă o substanță, un lichid pe care îl numim umoare apoasă. Unde se află ea? Ea se află practic în spatele corneei și anterior de cristalin. Ce trebuie să știți este că globul ocular prezintă o cameră anterioară și o cameră posterioară. Aceste două camere se formează cu ajutorul irisului. Irisul este cel care le separă, practic. Și atunci, între cornee, care o avem aici, și partea anterioară a irisului, vom avea camera anterioară. Iar între partea posterioară a irisului și cristalin, avem camera posterioară care este aici. Atât camera anterioară cât și camera posterioară vor conține umoarea apoasă. Deci în camera anterioară și cea posterioară găsim acest lichid pe care îl numim umoarea apoasă și care face parte din mediile refringente. Observăm și pe această imagine. Avem aici cornea, da? Și avem aici irisul și observați această zonă de aici. Aceasta este reprezentată de camera anterioară care va conține umoarea apoasă. Iar aici, între iris, între fața posterioară a irisului și cristalinul care e aici, avem o zonă, una aici, una aici, care este de fapt camera posterioară și care va conține și ea umoarea apoasă. A treia componentă a medilor refringente este cristalinul, îl observăm aici, da? Care are forma unei lentile biconvexe. Rețineți acest lucru. Ce înseamnă o lentilă biconvexă? Este practic o lentilă care are două zone bombate. Deci observați aici și aici, cristalinul este convex, adică este bombat, este cumva oval. Dacă ar fi fost scobit, da? Deci dacă ar fi avut aici o adâncitură, l-am fi numit concav. Dar faptul că el este bombat, deci sub forma aceasta ovalară, îl numim convex, deci o lentilă biconvexă, care este transparent, evident, pentru că trebuie să permită trecerea luminii și care este localizat între iris și corpul vitros. Irisul, da, îl avem aici, corpul vitros va fi practic posterior de cristalin, va fi cam aici. Deci între iris și corpul vitros avem cristalinul. Cristalinul este învelit de o capsulă elastică pe care o numim cristaloidă, deci tot cristalinul, toată suprafața lui va fi învelită de o capsulă cristaloidă și care este elastică. Foarte important să țineți minte acest lucru. Cristalinul este menținut la locul său printr-un sistem de fibre care alcătuiesc ligamentul suspensor. Am vorbit despre ele, am spus că ele unesc corpul ciliar cu cristalinul. Cristalinul nu conține vase de sânge, da? Pentru că dacă ar conține vase de sânge, nu ar mai fi transparent. Deci este exact ca și în cazul corneei, care nu are vase de sânge.
Nutriția cristalinului se face prin difuziune de la vasele proceselor ciliare. Deci, nutriția cristalinului se realizează datorită acelor capilare din procesele ciliare. Bun. Și ultima componentă a medilor refringente este corpul vitros, care are o formă sferoidală, consistență gelatinoasă și este transparent, evident, ca toate celelalte medii refringente. Și ocupă camera vitroasă situată înapoi a cristalinului. Deci toată această zonă de aici este ocupată de corpul vitros. Deci posterior de cristalin avem corpul vitros, care este o substanță viscoasă, mai gelatinoasă și care este ultima componentă a mediilor refringente. Deci rețineți, avem patru medii refringente, toate sunt avasculare, deci nu conțin vase de sânge, toate sunt transparente pentru a permite trecerea luminii prin ele. Prima componentă este cornea, urmată de umoarea apoasă, care ocupă camera anterioară și camera posterioară a globului ocular, urmat de cristalin, care este o lentilă biconvexă, și ultimul este corpul vitros, care este situat posterior de cristalin și care este o substanță gelatinoasă. Ok, aceasta a fost lecția de astăzi. Am terminat structura globului ocular. Urmează ca din lecția viitoare să începem să vorbim despre funcțiile analizatorului vizual și tot procesul de formare al imaginilor la nivelul cortexului cerebral. Ok, aceasta a fost lecția de astăzi. Dacă ți-a plăcut, dacă ți-a fost utilă, dă un like și cel mai important, nu uita să te abonezi la canal pentru a nu pierde viitoarele videoclipuri cu lecții de biologie special făcute pentru examenul de admitere la medicină. Dacă ai o idee, o părere, o sugestie despre videoclipul de astăzi sau despre orice altceva legat de materia de admitere, nu ezita să lași un comentariu. Canalul are o pagină de Facebook și mai ales o pagină de Instagram, unde vei găsi diferite desene și scheme făcute pentru a te ajuta în pregătirea ta pentru admitere. Succes viitor, doctor! Ne vedem data viitoare! Salut!